președintele rus, Vladimir Putin, a declarat vineri, în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate, că răuvoitorii încearcă din ce în ce mai mult să destabilizeze Rusia și că acest lucru trebuie împiedicat. Trebuie să facem tot ce este posibil pentru a ne asigura că în niciun caz nu li se va permite să facă asta, a declarat președintele rus. Retorica sa este una familiară, apelând încă o dată la povestea rusă conform căreia războiul este similar cu lupta pentru supraviețuirea Rusiei, care se confruntă cu o amenințare existențială din partea Occidentului. Comentariile sale vin însă în urma a două atacuri revendicate de Legiunea Libertatea Rusiei. O miliție anti-Kremlin fondată de un cetățean rus de extremă dreapta. Prin urmare, sentimentul său de urgență se poate referi la această nouă situație care a apărut în ultimele săptămâni. De asemenea, Kremlinul a denunțat o absență a criticilor internaționale după loviturile ucrainene asupra regiunii Belgorod, frontalieră cu Ucraina, unde Rusia a anunțat joi că a respins un atac de amploare. Comunitatea internațională are toate posibilitățile de a vedea imaginile, de a citi articole în care se descriu loviturile asupra unor imobile rezidențiale, infrastructuri sociale, a declarat presei purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Și încă niciun singur cuvânt care să critique sau să condamne regimul de la Kiev pentru acest lucru. A acuzat el, dând asigurări că acest atac nu va avea nicio influență asupra conduitei campaniei militare ruse în Ucraina.